Dacă sunt oameni de afară, nu știu dacă sunt boxe afară sau nu, poate anunțăm că dacă au venit pentru eveniment pot să intre. Deschidem așa. Deschide geamul și fă o strigare așa. Lasă așa crăpat un pic și mai așa. Și poate se prinde. Bună seara! Dacă e cineva de afară care a venit pentru această lansare de carte, este invitat să intre. Eu sunt Cosmin Perța. Mă bucur să ne adunăm și îmi pare rău că ne adunăm atât de puțin. Pentru că este o carte în care sunt absolut convins că, indiferent de lansarea aceasta și de numărul oamenilor prezenți, e o carte care va conta și va avea reverberație în generațiile viitoare. Și mă bucur foarte mult că cartea asta a ieșit, că apare în public, că poate fi citită, conspectată, că mărturia din interiorul ei poate aduce, într-un fel sau altul, un plus de vizibilitate și coerență pentru o epocă pe care o înțelegem fragmentată. Pentru că, de cele mai multe ori, trecutul nostru este prezentat în ea. E prezentat într-o poveste. Într-o poveste care e scrisă, de cele mai multe ori, de cineva. Sau e spusă de cineva, e narată de cineva. Prin urmare, urmează niște reguli de logică și continuitate, dar care, de cele mai multe ori, de dragul acestei continuități și acestei logici, ocultează sau scapă niște elemente, niște nuanțe foarte importante. Cartea lui Gherasim Păduraru tocmai asta vine să reconstruiască. Demascarea sau Taina Porților Zăvorâte este un volum de memorialistică, cum bine scrie pe copertă, însă e un pic mai mult de atât. În sensul în care e memorialistică, dar, pe de altă parte, este și un volum de documentare de teren, a unei realități pe care am pierdut-o. Putem, din context, putem, din fundal, să deducem unele lucruri pe care le sau credem sau credeam că le înțelegem. Mi se pare importantă din punctul acesta de vedere. Mi se pare importantă și dintr-un alt punct de vedere. Pentru că memorialistica aceasta lui Gherasim Păduraru are un aport în plus. Este scrisă într-o limbă literară și într-o manieră literară. Are un stil chiar pe care ca scriitor și editor le consider ireproșabile. Și mă mir că până acum nu a ieșit la iveală. Bun. Gherasim Păduraru, Demascarea sau Taina Porților Zăvorâte, literatură de Sertar Basarabeanu. E un subtitlu pentru lansarea din această seară. Și cred că e o discuție întreagă aici, apropo de literatura de sertar, pe care cred că Vlad o așteaptă, în primul rând. Vedem dacă o să ajungem la ea sau nu. Suntem în prezența lui Pavel Păduraru, fiul autorului, Liliana Coropca, George Damian, cărora le mulțumesc pentru prezență. Și o să începem abrupt. O să începem prin a-l întreba pe Pavel Păduraru care e istoria acestei cărți. Nu vorbesc despre conținut, ci vorbesc despre traseul acestei cărți din momentul în care a fost scrisă de către autor și până la apariție. Eu am fost de față când a fost scrisă această carte și cele mai multe amintiri. Cele mai multe amintiri despre taică-meu sunt zilele în care întotdeauna scria ceva și refuza de jos să se joace cu mine. Nu știu dacă în amintirile mele au rămas anume momentele în care scria această carte, că ar fi mai multe cărți. Dar
pot să vă spun în ce circunstanțe a fost scrisă cartea asta. În timpul ăla el deja scăpase de narcomanie, pentru unii care nu cunosc conținutul, unii poate să nu înțeleagă, dar în fine. În timpul ăla, practic zilnic, pionierii, în România cum se numea pionierii? Pionierii de la școala de... Cum? Uteciști, oareți? Domnule, erau pionieri aici. Eu am ajuns doar șoi. Dar vis-a-vis de casa noastră era o școală și nu știu cine spunea pe copiii ăia să vină și peste o zi, două, să ne spargă geamurile. Cred că, de câte am înțeles, chiar primeau note mai bune pentru asta. Totodată, taică-miu, când ieșea din casă la plimbare, întotdeauna pionierii ăștia fugeau după el și îl proșcau cu pietre, de-aia el nu ieșea cu noi niciodată. Ieșea doar singur sau cu mama. După aia, deja, acum cred că nu o să vă povestesc despre... Nu, ar trebui poate să spui, dacă ai început așa, poate ar trebui să explici un pic contextul. Perioada aceasta de narcomanie a tatălui tău, care a fost indusă, nu a fost una voluntară, și a fost practic un mecanism de tarare și de izolare folosit de către KGB în acea perioadă, dar pe care tu ai resimțit-o ca copil. Și acum ai vorbit despre cum l-ai resimțit pe el în timp ce scria sau în timp ce lucra la acest manuscris. Dar ce m-a interesat pe mine mai mult era care a fost traseul prin care acest manuscris a ajuns să fie publicat. Tu ai scris o postfață, destul de elocventă, însă înainte să ajungă oamenii să o citească, cred că ar fi interesant și poate chiar important să le povestești. Pentru că există niște personaje în această carte care nu ar fi fost sau nu au fost niciodată total de acord cu publicarea ei, pentru că apar niște ipostaze primejdioase, să le spunem. Cum s-a întâmplat totuși până la urmă și cum de avem acest volum în față? Taică meu... Taică meu a avut mari bănuieli că prima lui soție, care îi zice în această carte, Micuța în original era numele adevărat, dar la insistența mamei și a fratelui meu i-am schimbat numele Micuța, pentru că el așa i s-a adresat toată viața. A avut mari dubii că ea a colaborat cu KGB-ul. Vreau să fac remarca asta înainte de a povesti mai departe. El s-a stins de viață în anul 1983 și când, după destrămarea unei sovietice, mama a încercat să editeze cartea. Printr-un prieten de-al tatălui meu de la Moscova, care era duhovnicul lui Ioan Druță, cartea a ajuns, a fost citită de Ioan Druță, care i-a recomandat mamei să se adreseze la revista Columna, era cândva la Chișinău așa o revistă. Și în 1992 au apărut mai multe fragmente din carte în această revistă, după care am primit totodată mai multe oferte de la mai multe editori din România să o edităm, dar la un moment dat mama a renunțat, pentru că, zice ea, prin publicarea acestui text, avea de suferit Micuța, prima lui soție. Au fost ani și în care eu am insistat totuși să o publicăm. Ofertele au venit câțiva ani, atunci eu, deși eram copil, o rugam pe mama. După aia, deci cartea n-a fost publicată 40 de ani de la moartea lui. Doar din cauza că era în viață Micuța și mama nu voia să-i aducă suferință. După ce am murit Micuța, deja a rămas fiica tatălui meu și Micuței. Și mama deja îmi spunea că nu știu dacă ne permite ea, dacă nu o să aibă și ea de suferit. La un moment dat am spus, mame, păi la un moment dat noi putem să murim prin, știi? Și așa, în cele de urmă, am reușit să o editez. Ce e o chestiune interesantă este că cartea a mers la tipar
întâmplător, chiar în ziua în care se împlineau 40 de ani de la moartea tatălui meu, pe 16 ianuarie 83 el a murit, pe 16 ianuarie 2023 am ieșit la cibar. Fabulos. Da, fabulos. Mi s-a părut importantă mărturisirea asta, pentru că volumul în sine este unul, cum să zic, foarte greu de apucat. Pentru că poți să-l abordezi din diferite perspective. Poți să-l abordezi din perspectivă istorică, documentară, memorialistică sau literară. Și acest ultim aspect pentru mine a fost, cum să spun, cel mai convingător, dacă vreți. Pe de o parte, pentru că îți permite, prin stilul pe care îl abordează, să citești cu plăcere. E un cuvânt care n-ar trebui folosit în contextul acestei cărți. Pentru că vorbim despre un om, nu un personaj. Da? Să ne înțelegem de la început. Nu vorbim despre un personaj. Vorbim despre un om. Vorbim despre o viață reală, trăită, asumată, care a trecut prin cel puțin 6 lagăre, care a fost urmărit, otrăvit, care a fost împiedicat în cele mai esențiale aspecte ale vieții sale să se manifeste și care totuși reușește să spună o poveste atât de frumoasă.